miroase a faliment în tot Bucureștiul. Suntem aproape de Piața Constituției și aproape de Palatul Parlamentului. Și pe cum vedeți, niciun magazin, nicio cafenea, nimic. Numai spații de închiriat pe care nu le vrea nimeni, efectiv. Totul mort, totul pustiu. N-ai de unde să-ți cumperi ceva, n-ai de unde să bei o cafea. Se simte criza economică. E ca după război. Pustiu. Deoarece se face război economic contra României. Trebuie să recunoaștem că contra României, în momentul de față, se face război economic. Începând cu cei de afară care ne-au impus măsurile de austeritate. Ia uitați, spații părăsite, în loc să avem magazine, în loc să avem galerii de artă, în loc să avem cafenele, avem spații părăsite. Suntem aproape de centrul Bucureștiului. Oare ce să vadă un turist străin sau chiar un român care vine să se plimbe pe aici? Ce să vadă? Dezastrul ăsta. E un dezastru. Se vede criza la fiecare pas. Multe afaceri au dat faliment și n-au venit altele în locul lor. Iar mici afaceriși români, în loc să fie ajutați să se ridice, sunt distruși. Li se dă în cap, efectiv. Măsuri de austeritate, cu suprataxare, supraimpozitare, supraimpozitarea muncii și multe altele. Ia uitați ce dezastru aici în București. Spații de închiriat peste tot.